Salut! Videoul ăsta va fi diferit și voi vorbi despre orașul meu preferat din San Andreas și de ce cred că a rămas cu potențial neîmplinit. Iar la final voi face și un anunț legat de canal. Așa că, oameni buni și răi, să vedem de ce San Fierro merita mai mult. Începem direct din poveste, de la prima impresie pe care o lasă orașul când ajunge CJ. Hipiotul nostru, The Truth, este personajul perfect pentru a ne introduce în atmosfera din SF, total opusă celei din Los Santos. Cultura locală începe încă de la mașina lui Truth, acel camper vopsit în flori și culori psihedelice, și apoi vine replica. There she is, brother. San Fierro, city of psychedelic wonders. Man, I can't believe I ain't been here before. Următoarele misiuni sunt foarte bune pentru a dezvolta mai departe povestea și personajele. CJ e dezamăgit de garaj, Caesar îl consolează, Kendall îi spune că nu vede potențialul, iar Truth îl ajută pe CJ punându-l în legătură cu mecanicii Jeffro, Dwayne și electronistul Zero. Și cât timp Truth îl plimbă pe CJ prin oraș, avem și primul indiciu că nu e totul în regulă aici. This here's Vietnamese gang territory. Nang boys, shining razors, butterfly children. Watch yourself, dude. These cats are real serious. Chiar dacă replica asta nu a dus la nimic, San Fierro e un loc atât de bogat în cultură și are cartiere interesante pe care jocul nu a apucat să le dezvolte sau să le exploreze. Voi vorbi despre gangurile și misiunile de aici și despre ideea că în San Fierro ar fi fost perfectă o poveste legată de street racing, dar mai întâi vorbim despre personaje. Caesar este un prieten adevărat și competent care rămâne loial lui CJ în toată povestea. Totodată, Caesar este și cel care l-a chemat pe CJ prima oară la curse de mașini în Los Santos. În San Fierro, Caesar mai apare din când în când să-l mai ajute pe CJ, dar dacă le eliminăm din majoritatea scenelor, povestea e practic neafectată. Dacă CJ cumpără reprezentanța de mașini Wang Cars, așezată convenabil peste drum de garaj, Caesar ne oferă 4 misiuni opționale, fiecare dintre ele prezentând câte un feature unic și toate fiind focusate pe mașini, furtul mașinilor și profit pentru CJ. În misiunea Zeroing In, CJ folosește un localizator GPS să fure un Uranus. În Test Drive, Caesar și cu CJ fură 2 mașini, sunt fugăriți de poliție, iar Caesar trage de timp din pură distracție, că are și el un pic de nebunie cu viteza și adrenalina. În Customs Fast Track, un personaj misterios apare de nicăieri și pasează o informație vitală despre alte mașini pe care le fură băieții. Iar în misiunea Puncture Wounds, CJ folosește o tampa modificată care poate lăsa în urmă capcane cu țepi pentru a sparge cauciucurile mașinii pe care o duce înapoi la garaj. Deși nu avem nicio explicație de unde naiba au venit și cum funcționează țepii din misiunea asta, îmi place să cred că Zero probabil a făcut dispozitivul folosit de CJ. Și astea au fost toate misiunile legate de mașini și ideea de garaj pe care le primim în San Fierro. Sunt calitative, da, dar sunt numai 4 și complet opționale. Întrebarea mea e, de ce am primit atât de puțin? Unde a dispărut pasiunea lui CJ pentru mașini, vom vorbi și despre asta, și a lui Caesar pentru viteză și urmăririle cu poliția? Caesar părea că se distrează când fugea de poliție. Hello, cat. We're back again, idiotas. Mai departe, pe Uzi Mu îl cunoaștem la cursele de la țară unde ne duce Caesar. Din dialogul lui, Uzi pare sceptic să vadă un șofer nou în cursă și ne dă de înțeles că e nevoie de subtilitate ca să nu atragă atenția poliției. Asta dă impresia unui grup mai mare de raceri care iau în calcul riscuri și decizii să se protejeze. În următoarea misiune apar Catalina și Cloud și alți băieți pe fundal, deci din nou se introduce ideea că ar exista un fel de grup de curse prin San Andreas. Și nici din prima oară când Rockstar parcă dă semne că ar vrea așa ceva în joc, până la urmă și Caesar în Los Santos are replica asta. Hey, watch out, CJ. These boys don't like to lose, eh? Dar nici după replica asta, nici după ce zice Uzi și nici în San Fierro nu se dezvoltă ideea că ar fi mai mulți raceri în San Andreas. Uzi face bani alături de mafia lui, inclusiv prin pariuri sportive, deci ar fi mers foarte bine și aspectul de street racing, unde să participe atât el, cât și băieții lui în curse și pariuri. Mai departe, un detaliu important din personalitatea lui CJ este faptul că el a fost și ar trebui să fie pasionat de mașini. Rockstar au tăiat din beta dialogul din misiunea Big Smoke, prima misiune din joc. You still like cars? Always love cars, man. I thought they didn't respect cars and liberty. What you ride out there? Subway.
Iar în scurt metrajul făcut de Rockstar, animația de Introduction, care ne arată câteva momente cheie care introduc povestea desfășurată în joc, aflăm că CJ în aia 5 ani cât a fost plecat în Liberty City, fura mașini de pe stradă și le ducea la garajul lui Joey. Și dacă asta nu e destul, ascultați ce zice CJ la telefon. No, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah! Deci, cu toate astea, Rockstar tot n-au știut să profite de ocazie și să asocieze San Fierro-ul cu o ligă de street racing necesară în poveste. Așa cum am primit în jocul final, povestea trece foarte repede peste San Fierro și multe misiuni au loc fără participarea personajelor unice aflate în oraș. Mă refer la cei precum Truth, Jeffro, Dwayne, Zero și, nu în totalitate, Jeezy și T-Bone Mendez. Iar aici mă pot lega de încă un lucru, gangurile din San Fierro. Spre deosebire de cele din Los Santos, lângă care am petrecut mai mult timp în mai multe misiuni, cele din San Fierro, rifa lui T-Bone Mendez și vietnamezii sunt subdezvoltate și puteau să se amestece în curse. Dacă Rockstar ar fi inclus o poveste despre street racing care să marcheze San Fierro în peisajul mai mare al jocului, s-ar fi potrivit perfect cu orașul, ar fi construit o identitate mai puternică pentru el și ar fi creat mai multe amintiri plăcute legate de oraș. Totodată, ar fi fost și o oportunitate foarte bună să creeze personaje noi și să dezvolte personajele existente. CJ trebuie să se infiltreze în grupul lui Torino, Loco Syndicate. Pentru asta, ar avea nevoie de o reputație. Cum ar fi fost dacă exista o ligă de street racing în oraș, unde CJ să se ducă de mai multe ori, să participe în curse, ca apoi din reputația câștigată să ia contact cu Loco Syndicate? Așa cum e în povestea finală, CJ pur și simplu aude numele lui Jeezy și se duce la clubul lui, direct în fața lui, și îi spune practic: Salut, sunt CJ, sunt tare de tot și trebuie să mă iei în misiuni ca să meargă mai departe povestea. Și asta e foarte stupid și ieftin. Am mai vorbit și în videoul cu locații uitate din San Fierro despre faptul că domeniul de street racing avea, pe lângă îmbunătățirea poveștii, și un aspect social foarte mișto. Cum ar fi fost dacă, așa cum Truth ne-a făcut legătura cu băieții, să aibă și măcar un contact în lumea de street racing? Sau dacă Jeffro sau Dwayne, mecanici fiind, să fi lucrat pentru un racer anonim care între timp a devenit un mare șmecher care trebuie doborât de CJ, iar apoi Zero să fie cel care îl ajută pe CJ cu ceva avantaj tehnic, o instalație specială de nitro sau un sabotaj puternic pentru un rival, așa cum îl sabotează Razer pe protagonist în NFS Most Wanted, la început când BMW-ul scapă ulei și se oprește dureros. Și cultura mașinilor prezentă în San Fierro putea fi cultivată la maxim prin așa oportunități și ar fi ieșit în evidență având mașinile tunate la Wheel Arch Angels în mod exclusiv, bijuterii precum Sultan, Elegy, Flash și celelalte, spre deosebire de lowrider-le din Los Santos. Și cartierele distincte din San Fierro ar fi fost și ele practic personaje în toată regula, să zicem că unele zone erau populare cu anumite tipuri de mașini, iar CJ ar fi câștigat respectul unora și curiozitatea altora. Iar pe calea asta ar fi atras și atenția poliției. Poliția e menționată degeaba în cutscene-ul de la Uzimu. You learn pretty fast with the police on your ass. For some reason the local police don't appreciate our noble sport. Yeah. Care poliție, că nu-i nimeni. Poliția ar fi fost un motiv foarte bun pentru Rockstar de a ne oferi niște misiuni pline de acțiune pe străzile din San Fierro. Se puteau fura niște idei și din filmele Fast and Furious, poate cu introducerea unui polițist sub acoperire printre raceri, trimis să afle mai multe despre gangurile care participă. În manualul jocului scrie că printre cele mai bune curse ilegale au loc pe străzile din San Fierro. Este posibil ca propoziția asta să se refere doar la minigame-ul de curse prezent în toate orașele, însă cursele alea sunt banale, nu au niciun fel de prezentare, poveste sau poliție și nici măcar nu se folosesc de mașinile exclusive ca Sultan, Elegy, Jester și celelalte. Ultima idee pe care o propun legat de asta este că San Fierro mai are lângă el o altă locație care, deși avea potențial, a fost ignorată. Mă refer la Bayside. Și Bayside merita mai mult și putea funcționa ca un fel de loc de adunare al racerilor sau un capitol separat legat de asta. Și aici era loc pentru niște misiuni și personaje, dar Rockstar au trecut prea repede prin segmentul ăsta al poveștii de parcă n-au mai știut ce să facă cu el. Sincer, am impresia că Rockstar au alocat prea mare buget pentru dezvoltarea hărții și prea puțin pentru poveste. În încheiere, vreau să menționez pe scurt și Samp. Mie mereu mi-au plăcut serverele care aveau loc în San Fierro. Majoritatea aveau game mode-ul Cops and Robbers, care mi s-a părut cumva mai potrivit să aibă loc în San Fierro și nu în Los Santos sau Las Venturas.
Acum, sunt curios ce părere aveți și voi despre ce am spus până acum legat de poveste, personaje și racing. Ce amintiri aveți legate de capitolul San Fierului și dacă v-a plăcut genul ăsta de video? Și acum, anunțul de care ziceam. Pentru voi, dragi urmăritori care m-ați ascultat până acum, am introdus două metode noi prin care puteți susține viziunea mea pentru canal. Primul lucru este butonul de join, unde pentru o sumă modestă puteți debloca beneficii exclusive care vă vor scoate în evidență ca membri ai canalului. Exemplele includ o insignă de loialitate care evoluează în timp, emoji-uri speciale și o mulțumire personală pe nume la finalul fiecărui video. Astfel, dacă imaginea din stânga vi se pare cel puțin egală cu imaginea din dreapta, vă rog să luați în considerare opțiunea de membership prin butonul de join. Asta este cea mai bună metodă de a susține contentul meu. Iar a doua metodă este butonul de thanks, unde pentru o donație one time, fără abonament, puteți lăsa un comentariu special care iese în evidență lângă celelalte comentarii. Bineînțeles că, pentru urmăritorii care nu aleg aceste opțiuni, nimic nu se va schimba. Contentul meu rămâne gratis și accesibil tuturor și vă apreciez pe fiecare dintre voi care sunteți aici. Mersi! Ne vedem și în următorul video!